Sânii Acuentis cu o victorie, cum a fost? Greu, pentru mine a fost greu. Pentru mine încă n-a ritm, încă e foarte greu, dar ușor, ușor. Sper să fiu bine. Normal trebuia să joc o 20 de minute, dar a fost bine, că am intrat de la început, m-am încălzit foarte bine și am dus o repriză cu greu, dar nu se bine că am câștigat. A fost bine. Banderola a revenit pe brațul tău, care a fost senzația? Senzația n-am, nu s-a schimbat nimic, am avut o senzație. Eu mă bucur, sunt mândru că port această banderolă. E o onoare pentru oricine, cred că orice jucător care joacă la Steaua și mă bucur că o port din nou. Ai trecut peste acel moment de care ai fost dezamăgit în legătură cu banderola? Aia l-am trecut de mult, ăla a fost acum un an și ceva, nu m-am gândit, nu mai are nicio legătură. S-au făcut 3 puncte în urma rezultatelor din această etapă, cum rămâne lupta în continuare, Craiova a venit și ea la 2 puncte. Da, v-am zis, vom ajunge în play-off 6, toată vom avea șanse la campionat. Tot campionat pentru noi să câștigăm în această seară, am făcut-o foarte bine, mă bucur că am scris Cora, care a debutat, mă bucur pentru jocul bun care l-a făcut în seara asta majoritatea jucătorilor. Și suntem pe drumul. A fost presiune în această săptămână, mă refer între meciurile cu Călăraș și cu Nu, cred că a fost o presiune pusă probabil în partea patronului, dar noi la antrenamente chiar am fost foarte bine și în vestiar avem o atmosferă foarte bună. După meciul de aseară dintre Craiova și CFR, credeți că puteți intra pe primul loc în play-off? E greu. Nu trebuie să luăm fiecare meci în parte și vom vedea până vom intra. Mai sunt decât 3 meciuri sau 2 meciuri. A reușit să-și implementeze ideile tehnice, tactice? Mai e mult de lucru, mai e foarte mult de lucru. Are aproape o lună de când e cu noi, mai e foarte mult de lucru. Încă nu înțelegem exact ce vrea el. Mulțumim! Da, interesantă sinceritatea lui. Cu acel meci. Vă mai gândeați înainte de acest meci la play-off un rezultat pozitiv aici sau era prea mult de spus? Noi luăm fiecare meci în parte, să scoatem maximum din el și la sfârșit, când se trage linia, vom vedea unde suntem. V-a afectat mult și autogolul Rapid? Se întâmplă. Am luat prea rapid gol și acolo, cum am zis, de acolo s-a luat și pe a doilea replă și s-a rupt. Între FCSB și CFR, poți să faci o comparație care dintre ele e mai puternică? Ambele echipe sunt puternice, ambele echipe au jucători de valoare și pe atac și pe apărare și în acest meci s-au avut diferențe. Ești mulțumit de pasul făcut în această iarnă, că a fost o întreagă debatură cu transferul tău de la Dinamo, regres ceva din perioada Dinamo? Îmi doream să fie altfel la Dinamo, am mers acolo, mă gândeam că o să fie bine, merg la un club mare din România și mă gândeam că va fi cu totul altfel. Însă, din păcate, asta a fost, am avut o șansă, nu am profitat de ea și asta este. Dar la Hermannstadt ești tu și te simți bine? Da, mă simt bine, e un grup bun, toți băieții muncesc aici, ne înțelegem foarte bine. Muncim la fiecare antrenament, scoatem maxim din fiecare meci. Mulțumim! Sergiu Popovici, da, mister...